Ei bine, dragii mei, este o altă zi în care vorbim despre ținute. Prima vestimentație este al unei oribil o persoane, Dana Bau. Această Dana Bau de anul arată oribil, oribil. În primul rând, această individă are o față care nu se potrivește deloc cu vestimentația ei, care nu că nu este la modă, ci nu mai este la pro. Efectiv, vestimentația este foarte expirată. Se purta acum în noiembrie-decembrie 2019. Efectiv, este genul de ținută pe care o purta mamaie în direct în 2019. Ca look, mi se pare ștearsă, inodoră, incoloră, invizibilă, pentru că nu mai apare nicăieri. Această rochie cu care este îmbrăcată este oribilă, oribilă. Este la fel de expirată ca eclerul pe care nu a reușit să-l mănânce pentru că a fost dat afară. Vedeți cum acest ecran este gol, pentru că oribil, când apare ea, dispare. practic este invizibilă, incoloră, inodoră. Și cerșaful de pe ea este alb și pare mare, pentru că s-a îngrășat de la eclere. Așa că, Dana Baudeanu, îți dau un bau! Dragi marțafoi și amintite, azi vom vorbi despre un caz real, Otio. Un caz pierdut. O amețită care mă vorbește pe mine pe la televiziune. O curcă care se crede pe un. Hai să vedem vestimentația. Bă! Această amețită arată de parcă a ieșit dintr-un canal de care n-au auzit nici dracu. Care umblă cu un fătălău de pui. Pui, pui, fătălău, fătălău, fătălău de pui, ce să mai... Fătălău de pui, pula în farfurie că n-ai cum să-l tai. Bă, mâncătoare de ciolan. M-am amețit-o. Tu care umbli cu puiuțul după tine, lângă picioare. Păi bă, păi tu ai mai văzut vreodată vreun creator de modă care să umbli cu păsărica după ea, nu? Dar nu ești tu destul de curcă, mă? Chiar vreau să știu și eu, vreau să știu și eu cine umblă cu cocoșel după el. Cine umblă cu cocoșel după el? Îți zic eu, mă, botezat-o, mă. Știi ce? Pentru că el poate, mă. Da. El poate, mă. Așa, va? Tu care faci reclamă la apă colorată. De ce te faci reclamă la apă colorată, a? Că te lăsa soțul baltă, a? Deci această mâncătoare de ciolan, deci ciolanul a intrat în corp. Prințesa, să nu uităm, a murit. A ieșit din canal de și vrea să-mi ia locul la pro. Ba, amețit-o. Dacă tu crezi că mi-e locul la pro, îți dau un singur verdict. Bă, bravo, hai sictir!